E bine, Manchester United este o echipă de tradiție, o echipă cu un nume mare, având Champions League-ul, Premier League-ul câștigat, însă în acest sezon este momentan pe locul 6, așa că îi voi lua locul lui Ten Hag în timp de 10 sezoane pentru a salva echipa. E bine, am ajuns la Old Trafford, aici suntem Unreal Boyd, am luat locul lui Ten Hag. Însă, înainte să ne uităm la echipă, cum arată și ce ar trebui să facem, haideți să setăm obiectivele pentru această reconstrucție. E bine, obiectivele sunt în felul următor. Trebuie să câștigăm 20 de trofee, 20 de trofee domestice, adică Premier League, Emirates FA Cup și Carabao Cup. Manchester United trebuie să câștige Champions League-ul de 5 ori, un jucător sau mai mulți jucători de la Manchester United trebuie să aibă în total 5 baloane de aur. La fel, un jucător sau mai mulți trebuie să câștige gheata de aur. Avem ca obiectiv să ajungem cu măcar un singur jucător la 99 overall, ca de obicei două transferuri pre-sezon avem voie maxim. Iar o chestie nouă adăugată specific lui Manchester United este că în fiecare finală contra la cei de la Manchester City, dacă reușim să o câștigăm, le putem fura un jucător. E bine, acestea sunt regulile și obiectivele pentru această simulare. Haideți să vedem cum arată echipa totuși. Bă, este foarte ciudată, nimeni nu stă în poziția lui. Wow, ok. Ok, voi schimba aici formația și se pare că stă mult mai bine acum. Lindelof nu înțelege goată pe stânga totuși. Lordul Maguire din păcate va ieși și probabil o să îl vindem, dar asta este, o să fie acolo Lisandro Martinez. Echipa are foarte mult potențial, are și jucători mulți tineri în echipă, Maino, Hoylund, Garnacho, sunt foarte buni jucători. Eriksen, din păcate, nu cred că o să mai prindă meciuri, este destul de bătrân, 31 de ani, n-are sens să mai folosim. Iar momentan o să păstrăm 2 cât de mult, pentru că oricum Casemiro nu cred că mai duce mult, 31 de ani, o să-l folosim pentru câteva sezoane. E bine, primul 11 este destul de bun, însă banca de rezervă lasă de dorit. Domini este un jucător bun, însă nu cred că o să mai jucăm noi foarte mult. Maguire, Mitchell, cum v-am spus, așa că mă gândesc să facem un mijlocaș și un nou fundaș de rezervă. La mijlocaș m-am dus la fel pe tinerețe. Adli se pare că nu are nicio treabă pentru că are 22 de ani, așa că este destul de bătrân. Miretti foarte bun jucător, Musah foarte bun jucător, însă încă nu m-am decis între Musah și Miretti. Însă pentru acest sezon cred că o să-l transfer pe Miretti. Cred că Miretti o să fie Fabio Miretti, o să fie transferul nostru. E bine, reușim aici să-l transferăm pe Miretti, să vină la Manchester United, poziția de rezervă, dar poate pe viitor intră în primul 11. E bine, am aici doi fundași foarte, foarte similari, ambii 78 overall, ambii 23 de ani și am o alegere destul de grea, însă cred că o să mă duc pe Kalulu pentru că mi se pare puțin mai bun decât Entica. E bine, și se pare că îl transferăm și pe Kalulu, Kalulu vine acolo la fel poziție de rezervă, însă o poate cinci o să ajungă și el titular. Bine, acum banca de rezervă arată mai strălucită, cu mai mult potențial, dar în teren avem jucători foarte, foarte buni. E bine, haideți să simulăm sezonul cu numărul 1, să vedem ce reușim să facem cu echipa asta. E bine, haideți să vedem ce am câștigat balonul de aur și este Haaland, ok, este Haaland, merită. E bine, altă de simulat, haideți să vedem cum arată echipa noastră. Echipa arată destul de ok, au crescut un pic jucătorii, însă cam aceleași overall-uri, cam aceleași. Însă haideți să vedem cine a fost golgheta la luni echipă. Și a fost Bruno Fernandes cu 23 de goluri, wow, 23 de goluri, iar apoi Hoylund cu 20 de goluri, Rashford stune în spate, 11 goluri, iar la asisturi clar este Bruno Fernandes. Hai să vedem dacă a reușit și nu reușim, Haaland cu 27 de goluri, Salah, Jackson, Saka, Diaz și nu știu unde suntem noi, suntem pe locul 10 doar. Ok, hai să vedem dacă am reușit să facem ceva în Premier League, hai să vedem, suntem în top 10, ok, clar, suntem în top 10, top 5, oh, nu suntem în top 5, City pe 7, uai, stai ce? Și a câștigat Liverpool, Arsenal pe 2. Ok, ce caută City, poate nu pot să înțeleg. Meredith Cup a câștigat Spurs. Însă în Carabao Cup se pare că câștigăm cu 3-2 versus cel de la Leicester City. Hai să vedem tot ce a făcut în grupa noastră Champions League. Am trecut pe 2 aici, apare, n-a fost destul de puternică. Mai departe am dat de Atletico Madrid și am bătut-o foarte bine acolo. Însă în quarter final de sus, Arsenal cu 5-2 la general. Oh, acum înțeleg, mă, de ce am jucat perfect. A fost mă cu effort tot. Aha, ok, bine. Bine, am intrat să zic numărul 2. Hai să vedem unde putem să apretăm echipa încât să câștigăm cât mai multe trofee. Atacul arată bine. Mijlocul, mai greu cu mai nou. Am zis că îi dăm un sezon, însă nu prea s-a descurcat. Mă gândesc că sezonul ăsta să încercăm o formație de genul, pentru că Maino nu cred că o să crească așa de mult. Poate intră Mount în primul 11, însă Miret i-aș da puțin prea multă șansă, că are 20 de ani. Arată mai ok formația asta, mi se pare mai practic, așa că cred că o să rămânem până la urmă cu asta. E bine, Luke Shaw este destul de bătrân, are 28 de ani. Malasia nu cred că o să mai crească așa de mult, l-aș vedea ca o rezervă, așa că haideți să aducem sezonul ăsta un left back destul de bun. E bine, și left back-ul perfect este categoric Alphonso Davies pentru noi, care își expiră contractul, așa că putem să luăm mai puțin de 68 de milioane. Putem să ne încercăm norocul cu un 55 de milioane, haideți spunea că vrea, dar vrea 22 de milioane plus Sancho. Hai să încercăm din nou, 55 de milioane, ok, 59 plus 10%, ok, cu 10% clauză de rezervă, acceptăm așa și cam asta este.
E bine, și Alfonso Davies vine la Manchester United aici, uitați cum intră, foarte mult titular direct în primul 11. E bine, echipa arată destul de bine, nu prea aș vedea schimbări la echipa asta, poate un mijloc pe viitor, însă Casemiro clar poate să mai ajunge și acest sezon. După sezonul ăsta cred că Casemiro va fi înlocuit. E bine, haideți să rămânem și sezonul numărul 2 și să vedem ce reușim să facem în Premier League și în toate competițiile, de fapt. Haideți să vedem dacă un jucător al nostru este nominalizat, însă nu cred. E bine, și da, n-avem niciun, sunt 2 jucători de la Barcelona, unul de la Liverpool și Mbappé, desigur. E bine, trebuie de simulat, haideți să vedem cum arată echipa noastră acum. Echipa arată bine, însă Rashford este faultat, wow, mamă. Încă 3 săptămâni se pare că a stat destul de mult. Se pare că are și același over, n-a urcat deloc. Însă Hoylund a urcat, Garnacho a urcat, foarte mult jucător. Bruno a urcat la 90, destul de bine. Carul se pare că i-a luat locul lui Varane. Lisandro Martinez a crescut și el destul de bine la 87. Davies, ca de obicei, la 89. Însă haideți să vedem ce a fost top score la noi. Ar fi interesant să vedem pe Rashford acolo. Și este Hoylund cu 24 de goluri. Apoi Bruno Fernandes cu 21 de goluri. A înscris și în câteva meciuri Rashford. Însă se pare că a jucat doar 31 de meciuri din 50. Deci da, la asisturi clar Fernandes. E bine, haideți să vedem dacă a câștigat gheata de aur. Și nu reușim. Am fost pe locul 4. Ok, ușor, ușor ne apropiem. Dar Salah cu 29 de goluri. Wow. E bine, haideți să vedem și în acest sezon dacă reușim să facem cea, poate și niște reușim să câștigăm. Și top 10 clar, categorii, top 5 data asta, ok, suntem în top 5, nu ca sezonul anterior. Să vedem pe ce loc, locul 4, Newcastle, ok, locul 3, ok, locul 3 al nostru. După aia City și Liverpool, ok, fair enough. Hai să vedem în Emirates Cup și nu reușim. Carvalho Cup, nu reușim nici aici. E bine, noi am jucat în Europa League în acest sezon, așa că am câștigat grupa destul de bine acolo. Mai departe am jucat versus Sporting și ne-a bătut Sporting cu 4-2 la general, wow. Bine, am mutat și la suma pe care o avem și avem 579 de milioane. Ok, trebuie să facem transferul nebun în sezonul ăsta. Ok, haide să reparăm echipa asta bine, bine, rău. Cum am zis, hai că poate lăsăm să crească, însă data asta trebuie să reparăm destul de bine. Și mă uit direct în mijloc. Mijlocul trebuie schimbat. Miretti este destul de bun, însă trebuie schimbat. Casemiro este destul de bun, însă a îmbătrânit și trebuie să aducem un nou mijlocaș acolo mai bun decât el. Antony momentan este mai bun decât Garnacho, așa că o să-l punem pe bancă. E bine, am aici niște mijlocași foarte, foarte buni, mijlocași cam majoritatea. Și cei mai scump de aici, clar, sunt Musiala și Virți, care sunt și jucători foarte, foarte buni. Însă foarte, foarte scump e Musiala, cred că putem să luăm mai ieftin din cauza că expiră contractul. Însă Virți este destul de scump. Hai să spunem că reușim să-mi pun Musiala prima oară. E bine, și Musiala vine la Manchester United. Un star vine la Old Trafford aici, uitați-l cum intră. Pe suma de 147 de milioane. Sincer, și Virți este destul de bun. Însă, da, hai să încercăm ce ești, poate reușim. Se pare că ne mai dă o ofertă, am încercat să transfer și am reușit până la urmă cu 182. Accept mai aici, hai să facem și contractul. E bine, și vine și Virți la echipa aceasta, doi mijlocași și bombă. Sunt curios acum să vedem ce reușim să câștigăm. Pe suma de 182 de milioane. E bine, și acum mijlocul ăsta arată mult mai bine. Cu Fernandes de 90, Musiala de 90 și Virz de 90. Stă mult mai bine, are ce să livreze pase la Hoylund, Rashford și Antony. Rashford care vede că și-a revenit. Bine, nu mai avem voie să facem niciun transfer, așa că hai să vedem ce rând să facem cu echipa asta. E bine, hai să vedem dacă suntem nominalizați și... Nu suntem. Doi jucători la Real Madrid, un jucător la City și Mbappé. E bine, și balonul de aur este... Haaland din nou, ok. În o să-l aș spune să câștigăm unul. E bine, am terminat de simulat, hai să vedem cum arată echipa acum. E bine, și echipa arată clar mai bine. Hoylund la 90 overall, mamă, cât a putut să crească. Garnacho în continuare nu prinde meciuri, însă mijlocul ăsta cum arată. Fernandes la 92, wow, cât a crescut și el. E bine, haideți să vedem ce a fost golgheta la noi în echipă. Și a fost, este de fapt Hoylund cu 30 de goluri, wow, 30 de goluri am scris, s-a rupt. Locul 2 e Bruno Fernandes cu 28 de goluri și 16 asisturi, cea multe asisturi probabil. E bine, haideți să vedem dacă am reușit de data asta și nu cred, nu, no, am reușit. Hoylund este tocmai pe locul 5. E bine, haideți să vedem dacă am câștigat Premier League în sezonul acesta. Top 10, da, top 5, ok, top 5, 4 noi, wow, ok, pe locul 4 măcar suntem începi să zic sezonul 4, dar e greu, Premier League e foarte greu. Emirates Cup, haideți să vedem, nu am câștigat. Carabao Cup, nu am câștigat. Iar în Champions League se pare că am ieșit pe locul 3 din grupă, wow. Și ne-au zis direct în Europa League, unde se pare că aici în round of 16, da, ok. Și am bătut aici apoi Juventus cu 4-2 la general. Apoi am dat de Sevilla și am bătut cu 3-2 la general, foarte bine acolo. În semifinale am bătut pe Rangers cu 3-1 la general și am jucat finala contra cei de la Aston Villa. Haideți să vedem și...
reușim până la urmă să câștigăm un trofeu sezonul ăsta, măcar un trofeu, însă nu se pune acolo la domestice, din păcate. E bine, suntem în sezonul cu numărul 4, echipa arată foarte bine, însă văd multe schimbări. În primul rând, cea mai mic overall de la noi din primul 11, așa, este Dalot, așa că clar avem nevoie de un right back în acest sezon. Iar de data asta mă gândesc să transfer și un lefting mai bun decât Rashford, pentru că are 28 de ani, face 29 cu categoria ca noastră, așa că nu cred că o să mai crească Rashford, din păcate. Însă, Garnacho are 22 de ani, am putea să punem aici în locul Rashford, iar pe Rashford să-l vindem pentru că nu prea mai avem ce să facem cu el. Deci, până la urmă, să transferăm un right winger și un right back. E bine, avem pe acești doi jucători, pe Cancelo și pe Ondembele. Am încercat să transfer alt jucător, am mai făcut încă o scenă de asta de filmat, însă nu m-am lăsat pentru că sunt din Premier League și toți din Premier League sunt rivali. Așa că hai să încercăm pe Cancelo dacă reușim. E bine, și Joao Cancelo se pare că acceptă pe 40 de milioane, iar Osman Dembele pe 94 de milioane. Uitați-mă cum vine ca un star Osman Dembele, să sper că va juca acolo bine pe dreapta. E bine, suntem pregătiți, avem acolo Dembele în dreapta, Cancelo în dreapta, Kalulu cu Martinez, Davies, oricum echipa arată foarte, foarte bine. Hai să vedem așa sezonul și să vedem ce reușește echipa noastră să facă. E bine, haideți să vedem ce a câștigat Balon de Aur și este Haaland din nou, pe toată treia oară Haaland. Wow! Bine, antrenorul este simulat, haideți să vedem cum arată echipa și echipa arată destul de bine acolo. Mijlocul a crescut mai mult, Højlund se pare că a ajuns la 93. Însă haideți să vedem cine a scris cea multe goluri în echipă și este Bruno Fernandes cu 31 de goluri și 18 asisturi. Wow, a 8 sezonul ăsta. Højlund pe locul 2 cu 28 de goluri, Virț cu 20 și Rashford cu 12 goluri. E bine, haideți să vedem aici ce am făcut și nu reușim, mă, cât de aproape, adică hai că aproape 10 goluri diferență, da, totuși pe locul 2. Haaland a scris aici, a 8 Haaland. E bine, haideți să vedem dacă am câștigat premierul de data asta. Top 10 clar, top 5, ok, top 5 Liverpool pe 6, wow, ok, hai să vedem. Top 4 West Ham, top 3 Aston Villa și acum rămâne decât noi și City. Hai să vedem și... na, reușește City cu 94 de puncte. Ne mirate scapă, hai să vedem și n-am reușit să câștigăm. În Carabao Cup se pare că am pierdut versus Arsenal, wow, cu 2-1. Hai să vedem un Champions League ce am făcut atunci. În grupe am reușit să terminăm pe locul 1. În Round of 16 se pare că am bătut pe Porto cu 5-2 la general. În quarterfinal sunt s-am dat de City și ne-a scos cu 4-3 la general, cât de aproape să-i scoatem. Iar se pare că în final va juca Juventus cu Bayern. E bine, însă am câștigat un trofeu super că l-am câștigat. 4-3 la penaltiuri am ajuns. Wow, finală frumoasă. E bine, un sezon destul ok, însă nu reușim până la urmă să câștigăm trofei importante. E bine, în sezonul acesta trebuie să upgradăm foarte mult acolo echipa. E bine, nu știu ce s-a întâmplat, însă... what? Unde sunt fundașii noștri? Avem niște fundați de 71 și 67. Ok, se pare că au plecat, ambii au plecat, unul la Bayern și unul la Bergamo Calcio. Ok, deci în sezonul acesta știm ce facem, transferăm neapărat doi fundași. Bine, avem aici doi fundași, bine, trei, doar al treilea l-am pus așa pentru că cred eu că e Van Dijk, sau ce puțin seamănă și o să văd de ulterior cum crește el. Însă Bastoni și Saliba, foarte, foarte buni jucători. Aceștia doi o să transferăm. Pe Bastoni o să-l transferăm din cauza că îi expiră contractul și putem să-l luăm mai ieftin. E bine, și pe 92 de milioane reușim aici să-l transferăm pe Bastoni, doar contractul îi mai trebuie. Hai să încercăm și la Saliba totuși. E bine, reușim și pe Saliba să-l transferăm pentru 120 de milioane. E bine, și Saliba vine aici acolo la urmă, la Manchester United, la Old Trafford, fundașul nostru de bază împreună cu Bastoni în curând. E bine, iată că vine și Bastoni împreună cu Saliba acolo să facă un duo acolo la fundaș foarte, foarte bun. E bine, echipa arată destul de bine, haideți să simulăm ceea ce este domnul să vedem ce reușim să facem. E bine, haideți să ne dacă am câștigat Balon de Aur și nu reușim, Vinicius reușește acolo să câștige Balon de Aur. E bine, haideți să vedem cum arată echipa noastră în acest sezon și arată destul de bine. Højlund acolo a crescut până la 94, Dembele a rămas la fel din păcate, însă Virț, mijlocul a crescut destul de bine. O chestie, văd, se pare că Bruno Fernandes cade ușor, ușor și Cancelo, wow, Cancelo mort, 79 overall. Însă haideți să vedem ce a fost top goalgetter la noi și este Højlund cu 41 de goluri, asta zic mă, Højlund, Rasmus Højlund înscrie 41 de goluri, a reușit să înscrie 28 de goluri și Garnacho la fel, 16 goluri, foarte bine și el. Bine, haideți să vedem că a câștigat Gata de Aur și... reușim cu 27 de goluri, foarte departe, reușim până la urmă să câștigăm prima noastră Gheată de Aur, let's go! Mai departe, haideți să vedem dacă am reușit să câștigăm Liga, avem top 10 clar, top 5, ok, destul de bine, top 4 Liverpool, pe 3 City, ok, pe 2 cine mai rămas? Mamă, chiar nu știu ce mai rămas.
Și pe 2 este Arsenal și înseamnă că este pe locul 1. Am reușit să câștigăm primul nostru Premier League. Let's go, 85 de puncte am reușit să câștigăm. Emirates FA Cup am câștigat, n-am reușit să câștigăm. Carabao Cup, n-am reușit. Hai să vedem în Champions League ce am făcut. Aici vedem că am terminat grupa pe locul 1. În Round of 6 se pare că am dat Sevilla aproape să ne scoată. Am reușit să trecem mai departe cu 1-0. Quarterfinals am trecut mai departe de Juventus cu 3-2. Apoi am dat de Inter care am spart-o cu 5-1 la general. Iar finala o vom juca versus Borussia Dortmund care am câștigat-o. Let's go! Let's go, am câștigat-o. Vreau să zic că am pierdut-o, dar am câștigat data asta. Reușim să câștigăm primul nostru Champions League. Let's go! E bine, echipa asta arată destul de bine, însă avem nevoie de un left wing, de un right back și ar fi nevoie și un portar de rezervă. Acum văd că nu avem portar de rezervă. E bine, în cele din urmă, Marcus Rashford pleacă de la echipa noastră, dar n-a jucat bine deloc, absolut deloc. Nu ne-a ajutat cu absolut nimic, abia a intrat în meciuri. E bine, vreau să transfer un nou atacant și acel atacant este Kylian Mbappé, care o să-l coste foarte mult, însă vreau să transfer. Hai să vedem dacă putem să-l transferăm pe la urmă. E bine, avem bugetul necesar, avem 734 de milioane. Dacă nici cu bugetul ăsta nu reușim să-l transferăm pe Kylian Mbappé, 200 de milioane. Let's go. Ok, 269. Hai să vedem un 259. Ăla-i. E bine, negociem cu Mbappé. Hai să vedem dacă până la urmă acceptă să vină la Manchester United. E bine, Kylian Mbappé vine la Manchester United pe 259 de milioane. E bine, și ne întărim aici defensiva cu un portar de rezervă care o să fie foarte, foarte. E bine, altceva acum atacul, altceva. Dembele ăsta trebuie să schimbă și noi. Da, cine știe, poate sezonul viitor. Însă sezonul viitor mă uit la mijlocaș, pentru că cred că Bruno o să scadă destul de rău. E bine, haideți să-i dăm simulare la sezonul numărul 6 și să vedem ce reușește Manchester United să facă în acest sezon. E bine, haideți să vedem ce a câștigat balonul de aur și este... cine este? Este Rasmus Højlund, ok. Este Rasmus Højlund, ok. Nu mi-am dat seama, am știut acolo. Reușim să câștigăm un balon de aur. Let's go, reușim 1 din 5. Bine, antrenat de simulat. Haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte, foarte bine. Mbappé 96, Højlund 95, Virs 95, însă Davies acolo. Ce s-a întâmplat Davies? Însă haideți să vedem ce a fost top marcator la noi. Și este Mbappé cu 35 de goluri marcate. Foarte, foarte bine. Dar și Bruno Fernandes, chiar dacă a scăzut minus 1, a marcat 32 de goluri, Højlund la fel 25 de goluri a marcat. Hai să vedem dacă am câștigat din nou gheata de aur. Ler și reușește Mbappé cu 24 de goluri să câștige gheata de aur pentru noi, let's go. E bine, haideți să vedem dacă am câștigat Premier League, top 10 clar, top 5, ok, top 5, top 4 City, top 3 Arsenal, Chelsea și am câștigat. Categoria am câștigat cu 92 de puncte, wow. FA Community Shield, am reușit să câștigăm. Emirates FA Cup, am reușit să câștigăm și Emirates FA Cup. Carabao Cup, n-am reușit. City a câștigat aici. Super Cup am reușit să câștigăm cu 3-1. Hai să vedem ce a făcut și Champions League. Manchester United a terminat cu 16 puncte pe primul loc categorie de acolo. Iar mai departe ne-a scos Borussia Dortmund. Wow, 4-3 la general. Și finala a câștigat Real Madrid. E bine, am intrat în sezonul numărul 7, unde vedem echipa aici și văd direct schimbări care trebuie să făcute. În dreapta Dembele deja am început să scadă, deci da, nu o să mai ducă. Dalot la fel, nu mai duce, trebuie să transfer neapărat un right winger și un right back. Bine, pe poziția de right back am o idee foarte bună. Hai să încercăm să vedem dacă putem. O să încercăm să stăm undeva la, hai să zicem 100 pe el. Este de acord pe 100. E bine, hai să vedem dacă putem să transferăm pe Kubo. Nu o să-i plătim opțiunea de cumpărare. Pentru 110 milioane, 138, 118, 132, 130 de rămâne. E bine, și vine la echipă un nou jucător, un nou right winger, Kubo vine la echipă. E bine, și pe poziția de right back vine Luis, care o să ajunge foarte bine acolo, intră direct titular. E bine, acum echipa arată foarte, foarte bine, trebuie să mai crească aici Luis, care am încredere în el că o să crească, și Kubo puțin acolo, dacă mai crește, ar fi perfect. E bine, echipa e pregătită, haideți să vedem cum se va desfășura în sezonul cu numărul 7. Bine, haideți să vedem dacă am fost nominalizați și... pare că sunt doi jucători, Rasmus Højlund și Mbappé sunt nominalizați. E bine, și câștigătorul balonului de aur este... Mbappé! Let's go, mă! Bine, mă, că l-am zis pe Mbappé că ne câștigă el balonul de aur. E bine, antrenorul de simulat, haideți să vedem cum arată echipa noastră. Și arată foarte bine, foarte bine acolo, Mbappé la 97 overall. Însă haideți să vedem ce am scris cea multe goluri și a fost Rasmus Højlund cu 40 de goluri, locul 2 Mbappé cu 37 de goluri și 15 asisturi, foarte, foarte multe contribuții acolo. E bine, hai să vedem dacă a reușit un jucător la nostru să câștige gheata și reușește Mbappé cu 27 de goluri, însă este la egal cu Isak, dar tot se pune. E bine, haideți să vedem dacă a reușit să câștigăm și Premier League-ul. Suntem în top 10 categorii, încă în top 5 Arsenal,
top 4 Spurs, top 3 Brighton și a rămas City cu United. Let's go. Și City, let's go, mă. Bine, mă. United pe un locul 1 cu 91 de puncte. FA Cup cu United Shield și reușim aici cu contra celălalt Chelsea să câștigăm cu 5-2. Emirates Cup, Emirates FA Cup, Carabao Cup, reușim să câștigăm versus Arsenal cu 2-1, câștigăm și acest trofeu. Hai să vedem ce a făcut în Champions League, vedem că am ieșit pe locul 2 în Europa, dar la egalitate de puncte. Apoi am dat de Leverkusen, care am spart-o cu 6-2 la general. Însă în quarterfinals ne-a bătut Inter cu 3-1 la general. Am intrat în sezonul cu numărul 8, care arată destul de bine, adică echipa arată foarte, foarte bine. Însă, da, trebuie schimbat aici Bruno. Va trebui să transferăm un nou mijlocaș foarte, foarte bun, așa că va trebui să căutăm ceva foarte, foarte bun. E bine, pe poziția de mijlocaș avem două variante, Gavi sau Bellingham. Oh, e foarte, foarte grea alegerea. Da. Hai să vedem, îi dăm dreptul 200 milioane și e 200 milioane plus Fernandez. Nu putem să facem chestia asta, eu sunt și un jucător de tradiție totuși. 210, ha mă, vrei 210? Te văd că vrei, bravo. E bine, și vine un nou star din fericire sau din păcate, vine locuitorul lui Bruno. Hai să vedem cum l-a așezăm aici, l avem pe Bellingham pe bancă. Bine, cam așa ce va juca, este un RM, pleacă mai sus așa. Oricum arată foarte, foarte bine, echipa mijlocul arată bestial, atacul arată bine, trebuie să facem ceva acolo pe dreapta, însă nu știu dacă apucăm să mai facem ceva. E bine, suntem pregătiți, haideți să dăm simulare și la sezon cu numărul 8. E bine, haideți să vedem dacă suntem nominalizați și suntem, da, Rasmus Højlund cu Mbappé sunt nominalizați. E bine, ce ai ce a câștigat și este Mbappé din nou, mă, let's go, mă, bine, mă, Mbappé, mă. E bine, antrenat de simulat, hai să vedem cum arată echipa și foarte, foarte slab. What? A scăzut mare parte Mbappé, a scăzut la 96, este bătând totuși, nu? Are 32 de ani, da. E bine, hai să vedem cine a fost top marcator la noi în echipă și a fost Højlund cu 45 de goluri, însă pe același loc este și Kylian Mbappé cu 45 de goluri la fel, însă el are 18 asisturi, foarte, foarte bine acolo, Virț și el cu 22 de goluri și 21 de asisturi, cea mai multe asisturi categorii. Hai să vedem totuși dacă am câștigat gheata de aur în acest sezon și reușește Højlund și Mbappé să câștige, dar Højlund cu 34 de goluri totuși. E bine, haideți să vedem ce am făcut în Premier League. Top 10 clar, top 5 clar, top 4 Liverpool, top 3 Arsenal și acum am luat City cu Manchester United. Let's go și câștigă Manchester United, mă, cu 97 de puncte. FA Community Shield am câștigat-o, nu, am pierdut-o cu 2-1. Emirates FA Cup și reușim aici să câștigăm, mă, 2-1. Hai să vedem Champions League ce am făcut. Locul 1 în grupă cu 10 puncte. În round of 16 a trecut pe Atalanta cu 3-1. În quarterfinal se pare că am trecut mai departe, bătându-o pe Brighton cu 3-1 la general. În semifinal am trecut de Barcelona până la urmă la penaltiuri, 4-4 la general, 5-3 la penaltiuri. Wow, ce meci. Iar în finală vom juca cu Inter, care am reușit să câștigăm, mă. Let's go, mă. Let's go, încă un Champions League în Arsenal acolo. 1-0 câștigăm meciul. E bine, intrăm în sezonul cu numărul 9 și what? Unde mi-este fundașul? Unde mi-este fundașul? Unde este bastonii? Ok, cred că nu l-a furat pe bastonii. Este la Liverpool. Pe bune, ei cum pot să transfere și noi nu putem? Și acum dacă vreau să transfer înapoi îmi zice că nu, că e Rivals, că da. E bine, haideți să vedem, încercăm prima oară cu unde, dar cred că da, Rivals. Ok, hai să vedem Militao. Băgăm aici un 60 și haideți să vedem. Ok, mai vrea, dar noi nu vrem să dăm pe nimeni. Vrem un 60. 56, ia, hai că e fraier până la urmă. Let's go, 61 de milioane. E bine, cu acel transfer ne întărim iar aici fundașii, însă destul de mare lipsă acolo. Însă haideți să vedem ce mai puteți să mai adăug la echipa asta. Pe bancă, un striker. Ok, deci un striker de rezervă, hai să adăug un striker. E bine, cred că Mukoko este cel mai bun transfer, așa că hai să încercăm să vedem dacă putem să îl transferăm pe 110. Let's go, let's go, 110 pentru Mukoko. Așa, 5 ani de zile, sporadic și fără clauză. Pe 180, dacă vrea, este de acord. Și vine Mukoko pe poziția de rezervă la noi în echipă. Hai să vedem ce a câștigat Ballon d'Or și este Rasmus Højlund. Reușește să câștige și el Ballon d'Or pentru a doua oară, cred că. Nu știu dacă am completat obiectivul ăla cu 5 Ballon d'Or, însă cred că este destul aproape. E bine, antrenat de simulat sezonul cu numărul 9, așa că hai să vedem cum arată echipa noastră. Arată foarte, foarte bine. Rasmus Højlund se pare că a crescut la 97, let's go. Virs la 97, Davies se pare că a crescut și el, însă a scăzut Militao, dar mă așteptam oricum.
Hai să vedem ce a fost golgheta la noi în echipă. A fost Mbappé cu 45 de goluri, mă, let's go, mă. 11 asisturi, Rasmus Højlund cu 35 de goluri, Virs cu 31 de goluri și 20 de asisturi. Wow, 51 de contribuții în 62 de meciuri. Băi, cu 56 de contribuții în 62 de meciuri. Hai să vedem dacă a câștigat gheata ta, probabil că da, dar hai să vedem să fiți siguri. Și da, Mbappé cu 28 de goluri, mă, let's go. E bine, haideți să vedem dacă am câștigat și Premier League din nou. Avem top 10, clar, suntem în top 10, top 5, suntem în top 5. Hai să vedem Aston Villa, Liverpool, Manchester City. Ok, am rămas Tottenham. Am rămas Tottenham cu Manchester United, let's go. Și este, mă, este, mă, din nou 84 de puncte, mă. Bă, diferența e mare. În fiecare sezon diferența e mare, mă. FA Community Shield. Ok, o pierdem. Carabao Cup, let's go, hai. Ok, măcar Carabao Cup. 2-1, reușim să îi bătem pe cei la Nottingham Forest. Super Cup, Super Cup, mă, let's go. Și Super Cup avem 4-1, reușim să bătem Bayern. E bine, hai să vedem ce am făcut în Champions League. Avem 16 puncte pe locul 1 în grupă. În Round of 16 am bătut pe cei la PSV cu 4-0 la general. În quarter final se pare că am dat de PSG, care am spart 5-2 la general. Mai departe am trecut de AS Monaco, ajungând în final cu 4-1 la general. Finala care vom juca versus Liverpool, care a câștigat cu 3-0 și 3-2 la general. Hai să vedem dacă a câștigat finala și... reușim, mă! Let's go! Reușim! 2-1, Manchester United câștigă din nou Champions League. E bine, suntem în ultimul sezon, sezonul cu numărul 10, let's go! Am ajuns până la final, hai să vedem cum arată echipa noastră. Echipa noastră arată foarte frumos, 97, Højlund. Însă, da, vrem să transferăm un nou fundaj, deci haideți să transferăm încă un fundaj. E bine, Guardiol cred că va fi perfect la noi în echipă, așa că haideți să vedem dacă reușim să-l transferăm cu... hai să vedem, un 95... 95 de milioane și 105 milioane, accept frumos, 5, let's go, mergem pe departe. Facem aici contractul, îi dăm categorie crucial, 5 ani, dar nu o să fac 5 ani, 3 sezoane e ok, oricum, este ultimul sezon. E bine, și ne-am întărit din nou defensiva, care am avut acum de probleme la ea, cu Guardiol. E bine, și intră aici frumos Guardiol în locul lui Militao. E bine, echipa noastră arată foarte bine, știu că nu puteți să vedeți overall, dar arată foarte, foarte bine. Așa că haide să-i dăm simulare în ultimul nostru sezon din această reconstrucție foarte frumoasă. Hai să vedem ce a câștigat Balon de Aur și în ultimul sezon este Mbappé, mă, let's go, mă, Mbappé, mă, let's go. Am reușit să câștigăm din nou Balon de Aur. E bine, antrenorul a simulat și ultimul sezon din această reconstrucție foarte frumoasă. Haide să vedem cum arată echipa. Și Rasmus Højlund, mă, reușește, mă, reușește el. Ultimul sezon avea 97, reușește să ajungă la 99 overall, completând în cele din urmă și acel obiectiv cu un jucător de 99 overall, mă. Mbappé însă scade, bătrân, dar are 34 de ani. Însă haideți să vedem cine a fost top marcator la noi în echipă. Hai să vedem, și a fost Mbappé cu 48 de goluri și 18 asisturi. Un total de 66 de contribuții în 62 de meciuri. Mbappé a rupt, deci a fost ultimul sezon, dar a rupt în sezonul ăsta. Hai să vedem dacă Mbappé a câștigat gheata de aur aici și clar, clar, cu 31 de goluri, mă. E bine, haideți să vedem dacă reușim să câștigăm din nou Premier League aici. Top 10 suntem, top 10, top 5 categoric. Spurs pe locul 5, Arsenal, City și acum am rămas Liverpool. Let's go! Și reușim, mă. Reușim cu 82 de puncte să câștigăm din nou Premier League-ul. Let's go, mă. FA Community Shield, reușim, reușim și acest trofeu. Emirates FA Cup, nu reușim, câștigă Sheffield, aparent. Carabao Cup, reușim, reușim, mă. Let's go! 3-0 vs Spurs. Hai să vedem în Champions League ce am făcut în grupă din nou cu Bayern, ca la început, însă data asta nu este pe locul 1. Round of 16, hai să vedem unde suntem, suntem aici, 7-0. I-am spart pe Shakhtar Donetsk. În quarterfinals am jucat versus Barcelona, care și pe ei am spart cu 6-3 la general. În semifinale am jucat cu Bayern, care și pe ei am spart cu 5-2 la general. Perfect, a rupt echipa asta, a scos toate echipele. Ce e interesant că am băgat și în semifinal cu Bayern. Și se pare că finala o jucăm versus Frankfurt, care am reușit, mă, să o câștigăm, mă, let's go! 3-1, am reușit să câștigăm și în ultimul sezon Champions League-ul și Ballon d'Aur și Premier League-ul. Mamă, am câștigat toate alea. Cred că am completat toate obiectivele. Sau dacă nu, am fost la limită la toate obiectivele. Ei bine, a fost o reconstrucție foarte, foarte frumoasă, o reconstrucție de succes. Acum puteți să-i dăm echipa lui Ten Hag înapoi. Oricum, nu uitați, dacă a plăcut, să apăsați acolo butonul ăla să gen cât mai multe like-uri. Să-mi scrieți în comentarii dacă mai vreți să fac videoclipuri de genul, dacă vă plac și cu ce echipe să mai facem. Dar și alte idei, poate aveți voi alte idei mari interesante care ați vrea să vedeți la mine pe canal. Să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Mulțumesc de vizionare, i-am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!